Cântecele demnității noastre naționale. Fiecare națiune a reușit să-și exprime idealul în forma unui cântec național, imnul. Mesajul tuturor imnurilor naționale este plin de lumină și speranță. Noi toți vrem să trăim cu demnitate și să avem o viață împlinită. Or, cântecele pe care le vom readuce în actualitate sunt adevărate imnuri ale mișcării de renaștere națională din anii 1988-1991. Respectând cronologia, vom asculta mai întâi cântecul Basarabia. La margine de lume, venit din vremi bătrâne, umblai cu dulce nume, înălțător rămâne. Aici o vatre sfinte la sinul ei ne strânge și-o dorme când se cânte, o lume toată plinge. Plinge, trecută prin foc și prin sabie, curate, trădate mereu. Ești floare de dor, Basarabie, ești patria neamului meu. Acest cântec are o istorie cu totul aparte. Versurile au fost scrise de Dumitru Matkovski în noiembrie 1986 la Casa de Creație din Pițunda. În decembrie, la întoarcere, poetul i le-a prezentat compozitorului Mihai Dolgan, care ulterior avea să mărturisească următoarele. Cântecul Basarabia a venit intuitiv. M-a durut mereu acest cuvânt și am dorit să răsune într-o piesă, pentru că Basarabia suntem noi, cei care avem o soartă mult prea dramatică. În ianuarie 1987, muzica piesei a fost așternută pe portativ. Pentru prima dată, piesa a fost interpretată de Gheorghe Țopa, apoi de Lidia Botezatu și de Radu Dolgan. La început, cântecul nu a fost acceptat de Consiliul Artistic. Mihai Dolgan însă o includea în repertoriu în nenumăratele sale turnee prin Republică. Astfel, în octombrie 1988, de Ziua Tineretului, a lansat-o în fața studenților de la Stadionul Republican. Piesa a avut un efect extraordinar. Îmi amintesc și acum. Studenții au coborât pe gazon și au îngenunchiat. Și nu doar studenții, mulțimea adunată a ascultat cu răsuflarea întretăiată, iar în acea mulțime, spun acest lucru și nu fără mândrie, era și subsemnată. Mai târziu, în mai 1989, atunci când poetul Dumitru Matkovski a fost accidentat, piesa era transmisă în fiecare zi la radio. Acest cântec istoric, care seamănă ca două picături de apă cu jalea Basarabiei, mereu răstignită pe hartă, cu oftatul și năzuințele noastre seculare, rămâne a fi ca un imn al mișcării de renaștere națională din Basarabia postbelică. Cel de-al doilea cântec are un titlu absolut sugestiv: O libertate sfântă libertate. Marea ta brăzdată de corăbii, nu sminți de nebun, doarme rugina împinte-ne și sedi, și zimbri sunt în stene izgoniți. Ți-a mai rămas un zi de mănăstire și un popostir strigând peste cetăți, Moldova jumătate n-amintire. Frânge prudul în două jumătăți, Moldova jumătate n-amintire. Te frânge prudul în două jumătăți. În 1990, Anatol Dumitraș împreună cu Angela Bucico și formația Olimp se aflau într-o deplasare la Telenești. După concert, poetul Ion Hatârcă i-a propus lui Anatol un text pentru un eventual cântec. Revenit la Chișinău, Anatol Dumitraș, timp de 16 zile neîncetat, a lucrat la aranjamentul piesei. Pentru prima dată, piesa a răsunat în cadrul unui concert la Circul din Chișinău. Exact peste o lună,
Cântecul a figurat în programul concertului televizat Melodii 90 de la Palatul Național. A fost considerată drept cea mai bună piesă de muzică ușoară a anului 1990. Devenit șlagăr, acest cântec a lansat-o de fapt pe interpreta Angela Bucico pe scena muzicii ușoare de la noi, iar lui Anatol Dumitraș, mai mult pentru melodia în cauză, i s-a conferit titlul de artist emerit. Cântecul a rămas ca o frumoasă amintire din anii Renașterii Naționale, când a trezit spiritul de neam și țară în inimile a sute de mii de basarabeni. Prin celebra piesă Libertatea, Anatol Dumitraș s-a nemurit în timpul vieții. Și încă un cântec pe versurile poetului Ion Hadârcă, Suveranitatea. Oare pierla neagră din coroană nu-i zgârcita lacrimă țărană? Bulgăre de secetă și foame, poetul Ion Hadârcă i-a prezentat lui Ion Alda Teodorovici o strofă. Compozitorul s-a așezat imediat la pian și a improvizat o melodie. După ce a încheiat de cântat, fără să zică ceva, s-a ridicat și a plecat. Peste o săptămână, Ion Alda Teodorovici i-a cerut restul cuvintelor. A îmbinat textul cu melodia și a rămas impresionat. În acea toamnă, Ion Alda Teodorovici a avut primul accident. Se apropia finalul concursului Cântecul de Estradă 90. Ion Alda Teodorovici era la spital cu picioarele în gips, dar la finalul concursului a venit. Evenimentul s-a produs la Circul din Chișinău, compozitorul apare în cârje pe scările cele mai înalte și interpretează Suveranitatea. A fost un moment zguduitor, punctul culminant al celui spectacol, lumea fiind consternată și de firul apariției lui în scenă, dar și adânc impresionată de cântecul interpretat de compozitor. Cu această piesă a luat premiul concursului, mai târziu a interpretat-o împreună cu Doina, la toate manifestările Mișcării de Renaștere Națională din acei ani. La 27 august 1991, Ion și Doina Alda Teodorovici au cântat pentru suveranitate și independență la Marea Adunare Națională. Apoi au plecat imediat la festivalul de la Mamaia, unde Doina avea să spună: vin aici direct din piața Marei Adunări Naționale din Chișinău să vă aduc salutul libertății noastre. În mai 1992, împreună cu poeții Grigore Vieru și Adrian Păunescu, au cântat această piesă în fața luptătorilor din războiul de Pinistru, pentru a le ridica moralul. S-au aflat la o distanță de circa 300 de metri de tancurile și lunetele inamicilor. Vă mai amintiți cum apărea Doina în scenă? Spunea poetul Grigore Vieru: Doina a fost ca o doină, îndeplinul înțeles al cuvântului, și tot ce e doină nu se iartă prin părțile noastre.
Apoi, întregul cântec al marelui Ion a fost străbătut de suflul aceleași doi nestrămoșești, nici asta nu s-a iertat. Vor mai încerca și alții să cânte această piesă, dar vor încerca neapărat, dar ca ei, ca cei doi trubaduri patrioți, Doina și un Aldea Teodorovici, nu vor cânta nimeni, niciodată. Nu cred că există om născut în Basarabia care să nu fi ascultat și îndrăgit aceste cântece răscolitoare de suflete și istorie. Sunt cântece care ne-au însoțit istoria, sunt cântece care au marcat istoria neamului românesc în Basarabia postbelică. Să le ascultăm acum, cât mai trăim pe acest pământ.